Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să discutăm un pic pe o temă care mi se pare foarte serioasă și care nu prea este luată în discuție, despre șomajul în rândul tinerilor din România. Șomajul în rândul tinerilor e nu doar în România o problemă, e un fenomen extins la nivel european. Dar în țara noastră el pare chiar mai intens decât media, e peste media europeană. Despre asta aș vrea să vorbim azi. O să vă ofer niște date statistice la nivel european și comparativ, evident, și cu România, și apoi întrebarea la care așteptăm răspuns de la antreprenori, de la voi cei care încercați să angajați oameni, încercați să angajați tineri și nu reușiți, dar și de la tineri vreți să știm ce vă nemulțumește, fraților. Adică, de ce nu vă angajați? Așadar, potrivit datelor Eurostat, România are o pondere ridicată a tinerilor cu vârsta între 15 și 29 de ani, care nu au nici loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de învățământ. Că ați putea spune la 15 ani la școală. Nu. Statistica se referă la cei care au ieșit cu totul din sistem, nu se mai duc la școală. 15-29 de ani neangajați. La 29 de ani, pe cuvânt, deja mi se pare că nu mai ești chiar așa tânăr neangajat, știi? În 2020, de exemplu, media tinerilor neangajați era de 16% la noi, față de 5,7% în Olanda, sau 9,2% în Slovenia. Doar 4 țări din Uniunea Europeană, Italia, Grecia, Spania și Bulgaria, aveau o pondere mai mare a tinerilor neangajați decât cea a României. În 2000, te văd că zâmbești. Mi-e drag de ei, de mediteraneni, că stau mai mult. Începe viața mai târziu. Da. Ar fi o explicație, dacă am fi și noi o țară mediteraneană, știi? E cald afară, e frumos, mănânci portocale, dăm pomi. Da, un nest ceva. Mai pescuiști un peștișor, mai... Da. Dar aici la noi iarna e nașpa. E frig, trebuie să plătești întreținerea, ce faci? În 2023, rata șomajului în rândul tinerilor cu vârstele cuprinse între 15 și 24 de ani ajunsese în România la 21%. Deci unul din 5 tineri cu vârsta între 15 și 24 de ani nu era nici la școală și nici angajată. România este la coada clasamentului și în privința numărului de tineri care au un job pe durata studiilor. Media europeană era în 2022 de 25%. Deci la nivel european, în medie, unul din 4 tineri care este la studii și muncește. Noi nu prea amestecăm lucrurile. Exact. Asta în cazul tinerilor între 15 și 29 de ani. În țările de jos, 73% dintre studenți au un loc de muncă. 3 sferturi. În Danemarca, 52%. În Germania, 45%. În România, însă, doar 2% dintre tineri muncesc. Care ar fi să ne susținem la facultate? Dacă noi mergem la facultate ca să nu muncim. Cei mai mulți dintre noi. Sincer, acum. Da. Da, da, și facem și un master după. Nu? Exact. Eventual, dacă mami poate să ne mai susțină puțin să luăm și un masteruț. Nu-i păcat? Am un prieten foarte bun și îl cunoaștem pe toți, nu o să-i dau numele. Are doi copii, unul dintre ei este în clasa 11 acum și îl trimite în toate vacanțele să muncească. Prin diverse cârcium, locuri, magazine, pentru că concepția lui este, băi, trebuie să înțelegi cât de greu se câștigă, de fapt, banul și ce înseamnă, de fapt, să fii responsabil. Și da, cu cât înveți asta mai devreme, cu atât mai bine. E o mentalitate occidentală. Da. Vreau să văd și eu dacă o să reușesc să mă țin de asta, că și eu mi-am propus să-l dau pe Ștefan la treabă după ce intră la liceu. Bun. Deci avem o problemă în România cu tineri între 15 și 29 de ani care nu se angajează în proporții foarte mari și întrebarea este... De ce? Adică de ce avem această situație? Vrem opiniile voastre. 0372069599 și mesaje pe WhatsApp 0728312. De ce nu se angajează tinerii? Nu vor? Nu le convine salariul? Nu au din ce să trăiască? Adică stau acasă, trag de timp? Care este motivul? Am vrea să auzim angajatorii. Adică am vrea să vă auzim pe aceia dintre voi care încercați sau ați încercat să angajați tineri, ați avut interacțiuni. Ce experiență aveți? Care este experiența voastră? De ce n-a mers? De ce nu găsiți? Care este problema? Și am vrea să vă auzim și pe voi, cei care nu puteți să vă angajați potrivit așteptărilor. Dacă sunteți tineri între 15 și 29 de ani pe recepție, sau... uite, am asistat la o scenă, ca o paranteză, foarte interesant. Eram într-un supermarket acum vreo 2-3 ani.
și a venit o mamă, o mămică cu o fetiță de 16 ani și a zis vreau să vorbesc cu managerul pentru că pe durata vacanței vreau ca fata mea să lucreze aici, la casă. Și fata era total intimidată, era clar că nu prea îi plăcea ideea. E cu forța. Bă, da, cei de la magazinul respectiv au căscat ochii și pur și simplu ei nu știau cum să reacționeze în situația asta. Asta că ideea e atât de rară. Da, e atât de rar în România să vină un adolescent să lucreze chiar și gratis, să facă ceva, încât angajații nu știu cum să procedeze. Când vine cineva și spune, vreau să vadă cum e, vreau să lucreze la voi. Dom'le, ce fac? Care-i răspunderea? Da, bine, sigur, avem un spectru lărguț aici, în discuția noastră, că plecăm de la adolescenți care sunt încă la școală și ajungem până la 29 de ani, unde deja sunt oameni în toată firea care au terminat de câțiva ani studiile și despre ei știu să spun că din mai multe corporații sunt foarte greu de angajat pentru că au pretenții foarte mari, deși nu au experiență. Și se duc la interviurile de angajare și cer foarte mulți bani. Bun, păi aș vrea să-i auzim și pe ei. Deci dacă sunteți tânăr... De o parte sau de alta. Da. Și ați avut dezamăgiri la încercările de a vă angaja. Vrem să vă auzim, să înțelegem de ce. Angajatorii spun, păi au pretenții mari. Dar voi ce spuneți? 0372-069-599. Foarte mulți tineri din România nu sunt angajați, nu sunt nici la școală. De ce anume avem această problemă? Suntem peste media Uniunii Europene. Uite, am primit un mesaj. În țările de jos, ca tot am vorbit și am dat statistici de acolo, studenții care lucrează minim 32 de ore pe lună primesc subvenții de studiu. O parte este nerambursabilă. Dacă finalizează studiile în 10 ani, primesc gratuitate pe transport și ajutor pentru plata taxelor de studiu. Acolo munca este încurajată foarte mult și cei mai mulți studenți se întrețin singuri. În plus, există o mulțime de internship-uri pentru perioada verii. Știu acest lucru pentru că fiul meu este student acolo. La noi, contractele de muncă part-time sunt suprataxate, de aceea angajatorii nu le acordă șanse. Și nu sunt olandezii mai deștepți, adică aici în România cineva, statul ar putea să spune da, dar noi le oferim tinerilor învățământ gratuit. Da. Nu sunt mai deștepți olandezii care au taxe pe învățământ, dar în același timp îi încurajează pe studenți să și muncească, să și învețe ceva în timpul facultății, în felul ăsta? Ba bine că da. Hai să mai trecem la un mesaj până intrăm în direct. Neața băieți, uite, am să vă spun exemplu personal. I-am zis fiică-mi ca pe perioada vacanței de vară să mă ajute, am niște dozatoare cu suc de la acela slash cu fulgi de gheață și să vândă sucuri. I-am spus, uite, schimb prietenii, câștigăm împreună, te angajez, te plătesc ca pe orice alt angajat, doar să-ți faci treaba aici, pentru că pe mine mă ajută, mă mai despovărează de anumite sarcini. Bineînțeles că în prima fază s-a opus, după aia la instanțele mele îmi zice, hai să vedem, dar aș putea să încep această perioadă cu un concediu. Bine, tată, atunci, hai, dacă începe așa, zic, ce să mai continui cu tine? Și acum, ca să concluzionez, eu cred că unii copii, din prea mult, nu-și mai bat capul, privesc totul degeaba și nu-și mai bat capul ca să mai producă ceva. Și asta e destul de rău pentru viitorul lor. Vă salut, Dănuț din Galați sunt. Mulțumesc, Dănuț. Știi ce cred că poți să faci? Poți să spui, uite, de acum înainte, dacă ai nevoie de ceva, să-ți cumpăr lucruri care nu sunt absolut necesare, știi? Adică nu haine, mâncare, lucruri de-astea, știi? Vrei un telefon nou, vrei niște tenis mai șmecheri. Eu subvenționez 30%, 40%, 50%, mă rog, cum vrei, din suma respectivă. Restul, vină tu cu banii și îți oferi și un loc de muncă pentru asta. Îi înveți de rău. Doru, bună dimineața! Salut, Dorule! Bună dimineața, domnilor, și felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumesc! Sunteți inspirațional, să știți, pentru foarte mulți oameni. Mulțumesc! Referitor la întrebarea voastră, că cred că răspunsul are mai multe perspective, o să încerc să fiu foarte scurt, da, pentru că unele derivă din altele. Prima ar fi faptul că nu ei sunt de vină, ci părinților sunt de vină. De ce? Pentru că, în general, cam după Revoluție, toți părinții au dorit să ofere copiilor ceea ce n-au avut când au fost mici și atunci încearcă să le pună la dispoziție absolut totul, fără efort, fără absolut nimic de înțeles, ca să spun așa. Iar lucrurile acestea se transformă în momentul în care ei cresc în o nevoie acerbă de a satisface nevoile lor personale. Da, nu îi se spune mise cuvinism.
Cam așa ceva, exact. Da. Și atunci, da, ce se întâmplă? În momentul în care ei ajung la muncă, ei știu că lor li se cuvine, pentru că ei știu că au nevoie de niște lucruri, pentru că așa vor ei. Și atunci, același părinte care într-un fel acasă se comportă cu copilul, se comportă cu totul altfel la servicii. În loc să-i luăm de la starea la care se află și să-i aducem către noi și să încercăm să le formăm obișnuințe și automatisme legate de muncă, așa cum avem nevoie în organizație, noi le spunem, uite, dacă înainte pătrățelul tău era fără margini, acum tu ai un singur pătrățel și nu întreba ce cauți, nu întreba de ce n-ai voie să ieși, da, afară. Interesantă opinie, da, Doru, putem să fim de acord că nu e totuși o regulă, că sunt astfel de situații multe, nu știu dacă e chiar atât de generală, dar nici societatea nu încurajează cumva munca tinerilor și acumulare de experiență cât mai devreme. Adică aici, da, sunt de acord. Mai este o problemă foarte mare. Noi avem studii, eu sunt psiholog specializat în psihologia muncii și organizațională, sunt specializat în zona asta. Construim teste. Avem în jur de 14.000 de evaluări făcute undeva în nord-vestul țării, în câteva județe, și constatăm că, din punct de vedere cognitiv, generațiile care vin scad pe medie. Avem, într-adevăr, 10, 15, 20% vârfuri, oameni, și eu am la firmă la mine 6 copii, am pe internship, pe studio de podcast și televiziune, am 2 la partea de evaluări. Sunt unii care își doresc, dar majoritatea au nevoia aceea de a li se răspunde la ceea ce simt ei că este important pentru ei. Tinerii nu mai sunt atașați de job, nu mai sunt atașați de persoane de la job, ci ei sunt atașați de propriile, de satisfacerea unor nevoi simple, și acest lucru s-a accelerat mai ales după COVID. Mulțumesc, mulțumesc, Doru. Mulțumesc, foarte interesantă intervenție. Mulțumim că ne asculți. Andrei, bună dimineața. Bună, Andrei, te rog. Bună dimineața. Foarte interesant ce a spus domnul de mai devreme, da, pentru că eu sunt deținătorul unei cafelele mici. Da. O să vorbești mai aproape de receptor? Vorbește mai aproape de receptorul telefonului, nu se aude prea bine, te rog. O secundă. Alo? Acum e mai bine? Mult mai bine, da, te rog. Ok. Eu am o mică cafenea și, într-adevăr, ce a spus domnul de mai devreme, tinerii își doresc lucruri imediate. Și anume, nu știu, își doresc să fac o școală de șofer, își doresc un telefon. Ăla e scopul lor, de asta merg la job. Mă refer la cei de 17-18 ani. Nu mi se pare nenatural. Adică atunci când și eu, când m-am angajat, mi-aș fi dorit să-mi cumpăr și eu un casetofon. Asta era un primul meu obiectiv. Și al naibii se scumpea tot timpul. Eu vreau și mașină de serviciu, dar nu... Da. Corect. Adică corect. Nu e, ce e greșit aici? E o diferență între cei de 17-18 ani și cei de 22. Și de ce vă zic? Cei de 22 își doresc să capete experiență. Vor să învețe, au răbdare, sunt atenți. Cei de 17 ani nu sunt atenți. Deși vine cu nu vârsta, asta e, le dai sarcini mai simple, nu? E, uite, apropo de asta de învățat... Nu le cer experiență și învăț eu. Da, adică am avut răbdare cu ei. Am înțeles. Da, dar tu le oferi un job destul de facil, n-a să lucrezi într-o cafenea. Dar uite, avem de la un alt ascultător, ne spune că are o firmă de instalații electrice și caută tineri dispuși să învețe, nu cere să fie calificați, dar nu vin la job nici măcar o zi când află că trebuie să înceapă de la spart pereți și cărat moloz. Vor să ajungă electricieni în 2 zile, dacă se poate. Când le spun că trebuie să obțină și acceptul de la medicina muncii, deja i-am pierdut. Da, mai știu și eu un sudor care vrea să devină... Raul, bună dimineața! Bună, Raul! Bună dimineața! Te rog! Din punct de vedere al angajatului, faceți un mic experiment. Luați 2300 de lei în mână, da, cât este minimum pe economie, da, și faceți un experiment. Dacă vă ajunge o lună de zile... Să vorbim din copii la 20 de ani care vor să iasă și la o cafea sau la un suc cu prietenii, să nu mai vorbim dacă își cumpără o bicicletă sau ceva. Bun, din punct de vedere al angajatorului, da, noi avem o mică alimentară, facem comerț, da? Mai avem 30 de secunde. Rețelele de socializare, 30 da? De secunde, da? Da, am înțeles, am înțeles. Am pus anunțul și am găsit oameni pe minim pe economie doar peste 45-50 de ani. Da. Interesant, da? Asta. Mulțumesc foarte mult pentru... Trebuie să facem o emisiune mai lungă cu telefoane, nu știu da, cum da. Să facem. Să mai trebuie facem... să facem emisiune mai lungă, în da. Ce sens? Salariu minim, sigur, salariu minim pe economie, nu vă supărați, deci acum cât este el, 2000...
2007. La bani în mână mă refer. Da, în 2007 salariul mediu net era de 1000 de lei. Și la cursul respectiv, la cursul de atunci, era 300 de euro. Salariul mediu net. Sigur că s-au scumpit lucrurile, nu mai este aceleași prețuri. Dar acum salariul mediu net e 5000 de lei. Și când îl angajezi pe cineva, un tânăr, la primului job, care nu știe să facă nimic, asta este una dintre replicile favorite. Păi sunt salariile mici. Una la mână, nu mai sunt salariile de mici. Salariul minim este deja foarte mare, greu de suportat de multe companii. Și doi, cât să-i dai dacă nu știe să facă deocamdată nimic? Când m-am angajat la 16 ani, primul meu salariu a fost în valoare de 40 de dolari. Așa mult? Da. Mamă! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.